După ce a transmis codurile de reîncărcare, bărbatul și-a dat seama că a fost înșelat și a sesizat poliția. În cauză a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune. Sfatul polițiștilor este să nu vă lăsați copleșiți de emoții atunci când aflați că sunteți câștigători unor premii, dar nici când aflați de la persoane necunoscute că membrii familiei au fost implicați în accidente rutiere. Acesta este modul de operare al infractorilor atunci când vor să obțină sume de bani. Nu dați curs imediat solicitărilor unor necunoscuți. Fiți prudenți când aceștia vă solicită sume de bani, verificați mai întâi veridicitatea celor comunicate.